Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod de Q&A, pentru că am zis că o să fac în fiecare lună Q&A, ca să ne cunoaștem așa, să vorbim aici între noi. Da, ce dracu mă, să m-am înălțat eu sau să o miciorează scaunul, pui mie, ai de... Bă, eu acum văd, mai... Bă, eu cred că s-o miciorează scaunul, bă, nu contează. Deci, bine v-am găsit, fraților, la Q&A-ul lunar pe care o să-l facem de acum încolo. Da, întrebări retardate, la fel ca mine... Ai de gând retardată, nu știu dacă e bine pus trepiedul meu de 5 milioane de euro. Da, deci chiar am, o să aveți o poză pe ecran cu trepiedul meu. Ai de că vă dați seama cât de bine se câștigă din YouTube, având în vedere cam așa trepied, nu? Da, și o să facem Q&A-ul lunar. Hai să începem prima întrebare la It's Only PvP. Oai, nume de ăsta aveam pe Minecraft în 2012. Vai de pui mie, no hate, bă, no hate. Ceva special la 30.000? Da, mă gândeam să fac ceva special la 30.000, cel mai bun ca să mă duc, pe acoperișul blocului, să pun un prieten să mă filmeze cum arunc de acolo și să pun el pe YouTube, că eu nu cred că o să mai pot să pun pe YouTube, dar cam asta o să fac special, sau în cel mai bun caz să beau niște, să beau motorină și după aia să-mi dau foc. Oare retardată să așa e. Next. Ok, latră câinele, cred că intra hoții peste mine în casă. Oare, ți-am zis ceva să mă apăr, bă. Ok, cred că ăsta e bun, să-l strangulez cu el. Ok, deci l-am aici pe tine în caz de chiar o intra hoții peste mine. Să putem kendama, dar nu contează. O întrebare de la Moise David Lucian Respect. Ce pui mie griji cu mine. Câți ani ai, dacă ai avea... Câți ani ai, să eu citeam deja, mă rog, câți ani ai? 15 ani, frate, am făcut acum pe... Uai de pui mie, bă. Se mișcă birou, bă, nu-i ok. Ori cu tremur, ori sunt retardat. 15 ani, frate, am făcut acum pe 10 august, la mulți ani mie. Vă trecut 17 zile deja, dar nu contează. Da, 15 ani am. Dacă ai avea carnetul, ce mașină ți-ai lua? Bă, mi-aș lua Matiz în puii mei și dacă aș avea bani, l-aș tuna la 500 de cai, băi, și prost, nu știu dacă e posibil așa ceva, adică cu motorul stock. Probabil dacă îi schimb motorul, probabil o să mai fie așa un Matiz de 500 de cai. Să mă duc așa la facultate, dacă o să merg la facultate, așa, sau așa în general, prin oraș, să rădă toată lumea și băia să bag așa noată în accelerație, băi, retardată, să așa e. Sau în cel mai bun caz, o căruță, tot la 500 de cai. Răzvan GFX, nu, asta o să apară la începutul videoului, nu băgați seama. Forever Pro Gamer, uai trist sună, să-mi ba piciorul. Na, mă rog. Ce ai alege, să te caci aromat sau să te bești cu aromă de mentă? Să mă bești cu aromă de mentă, frate. Ăsta e visul meu, să mă bești cu aromă de mentă. Mine? Uai, tu dai seama dacă ar mirosi ceva undeva urât să mă bești așa și deodată să fie așa o aromă de aia. Ce pui mei greșit cu mine, coaie? Nu contează. Vimus 76 Gaming. Brrr. Ce dracu-i greșit cu mine, hai de pâine, retardatus. Ai mâncat vreodată când căcat? Uai de pâine, mei bătriți, bă. Nu, n-am mâncat, dar vrea să încerc. Păi, retardat, nu mă băgați în seama, ok? Lasă un pic să mă fac aici mare schema aici, uite acum ce știu. Băi, voi vă dați seama că, bă, voi vă dați seama că eu acum vreo 2 ani am dat bani pe așa ceva, am dat 2 milioane sau cât, 180 de lei, cam așa am dat pe așa ceva, bă, bă! Dar știu scheme, bă. Da, 2 milioane, da. Ia uitați aici. Da, minunat. Ia uitați aici ce scheme știu cu ea. A? A? Da, stați, că vă arăt eu schema mai. Ia uite și fără să-mi vorbim mingea, fen. A? Da. Sau fiți atenți aici. Stai că nu e ok. Uite așa. A? Nu mai știu. Așa de mine, dar știam, bă, în 2016 eram profesionist la așa ceva aici. Mai am și pildă la mă, că o ai de retardată, bă. Aș putea să le vând totuși la 5 lei bucata să scot, nu știu, mă mai gândesc. Chris Boss, pentru un PC bomba ai repetat clasa 8-a de 5 ori? Niciodată! Mă piș pe ea de niciodată, mă. Aia e, mai bine meu din bani, mai bine stau și cerșesc în pui mie decât să... Uai, bă, se... Nu știu dacă... Bă, ești prost, mă. Știți că eu odată mă bucurasem aici că mi-e ieșise o chestie la un joc și făceam așa... Și mă întorc așa în spate și se uita vecinul de vis-a-vis la mine. Mă tot uit, de atunci mă tot uit și când îmi dau la labă tot mă tot uit dacă se uită la mine. Momentan nu se uită, dar văd acolo ceva reflexie în geam, nu știu, nu-mi dau seama. Salut, domnul vecin! Salut! Da, și se uită din când în când și mă gândeam, uai, ce mă gândeam să fac. Când îl văd că e acasă și are lumina aprinsă, stau așa în geam. Cu lumina stinsă, să mi se vadă doar față, stau așa în geam. Uai, de retardată, zice. Da, deja n-aș repeta clasa 8-a. Filmez, du-te. Mă vrei să stai cu mine? Da. Dar spune-i la mama că filmezi după aia bine. Nu, că e la profi. Na, pe, du-te, stai în spate. O intrat și frate, închide ușa. Mă bine. O intrat și frate, mi-e vine să te prezint, Eddie. Ăsta e frate meu dacă nu-l știți. Ciao. Ăsta e frate meu dacă nu-l știți.
Dacă să... Nu, nu o să zic chestia asta, nu. Du-te. De la PUBG Mobile. Oh my god, ați intrat la mine pe live. Sponsorizați-mă, ce dracu e greșit cu mine. Ai de capul meu, bă. Deci, întrebare la PUBG Mobile. Ce pui prima prima dată? Deci, ce pui prima dată, vă rog frumos? Ce pui prima dată în bol? Cerealele sau laptele? Eu pun prima dată bolul, după aia toate dezamăgirile mele de o viață, după aia lingura și lemână. Ce piz! Oh, întrebare la Slim King Alex 221. Oh my god! Și are acolo și în poză numele, mă rog. Ai fute pe Irina lui Anfleș de față cu el? Nu, bă, n-aș putea, că m-ar bate, mă. N-aș putea, bă. M-ar bate, Anfleș. Nu pot să fac așa ceva. Dar pe la spate de ce nu? Câte chile ai? Chiar vreți să mă cântăresc? Ok, mă cântăresc acum, revin. Nu mai am cântar. Nu ține mai mult de 150 de chile, mă scuzați. De la Nick Unstoppable. Mamă, ce nume e aici? Nu vine să cred. Și are poza mea veche de pe YouTube, pe care am găsit-o gratis pe... Ai de pizda, mă, sira, tata, așa. Am 27.000 de abonați și nu sunt sare să fac o poză ca lumea. Și am și Photoshop-ul cumpărat în PC. Da. Foarte tare, Raul. Ce componente ai avut la primul tău PC, dacă mai ții minte? Bă, eu prima dată n-am avut un PC, am avut un laptop. Mă rog, am avut și PC-ul vechi al lui taie, dar nu se pune fiind PC-ul meu. Deci primul meu PC a fost un laptop și am avut un Celeron, nu mai știu exact, dar știu că avea Windows XP pe el. Sau, cred că Celeron era, mă rog, de 1,3 GHz sau ceva de genul. Un giga RAM sau 512 MB, nu mai, sau l-a upgradasem eu după aia, parcă, nu mai știu exact, cred că l-a upgradasem eu după aia un giga RAM de la 512 și placă video integrată știu că avea. Deci vă dați seama ce PC bun aveam atunci, nu? Jucam Mario Ultra, îmi pune mie. Aia, Saint, o întrebare de la Saint, ești handicapat? Bă, dacă te uiți la, mai, la 2-3 videouri de ale mele, cred că îți dai seama că îs, îmi pune mie. Băi, eu tot văd împreună, că se uită vecinul la mine, nu știu dacă se uită sau nu. Nu știu, voi vedeți acolo, nu se vede. Nu dau seama, dar eu cred că se uită vecinul la mine, mă. Alo, domn, nu vei? Dar nu cred că m-au mai retardat, mă. Dar eu văd că se uită, nu vecinul, mă rog, ăla de vis-a-vis, uite, pe la geamul ăla de acolo se vede, nu știu. Udem! Ce pui mie griji cu mine? Ai de capul meu, bă. Mario Biud. Poți să sugi o pulă fără să uzi? Da. Nu știu. Treabă pe Mia Khalifa, frate. Poate ea poate să zică, dar fără să o auzi, nu știu, frate. N-am încercat. O întrebare de la The Green. Cât de des sunt suși pula? Băi, de ce puneți întrebări de-astea cu aia? Da, o să evit răspunsul. Glumesc. Nu știu, frate. Aș putea să întreb acest lucru și pe mama ta. Întrebare de la Tazi. Fumezi? Da, frate, fumez. Da, stresat, trebuie să-mi bat piciorul. Na, ce să faci? Se mai întâmplă să fii și retardat. Dar de obicei, ăștia sunt chinși în păimii la... O întrebare de la King of Hell! Telele... Nu. Telelegi, bă, de colo. Da. Am înțeles întrebarea, am înțeles ce ai vrut să te referi. Tu te referi la faptul că eu odată pe un live am zis că nu-mi plac youtuberii care se plâng că vai cât muncesc ei, mamă cât muncesc ei, eu stau 10 ore la editat și de fapt ei nu editează deloc. Da, m-am luat de colo cu chestia asta, mă rog, nu pot să zici că m-am luat, că n-am nimic cu omul, nu mă interesează, el poate să facă ce vrea el, dar am zis pe live că mă, și zic și acum, pe mine mă enervează persoanele de pe YouTube care se plâng așa în continuu, uite cum zice acolo, frate, eu muncesc foarte mult, eu nu mai am timp, eu nu pot să fac nimica, nu mai am grijă de iubitica mea, pentru că eu toată ziua, de ce se aude așa de tare, uai ce, am mână de fier așa, e? Eu toată ziua editez, frate, și mă ocup de YouTube, când omul pur și simplu filmează un episod de 12 minute, nici măcar nu-i edita, nu-i nimica, îl pune pe YouTube, deci ce face el, ia maxim 20 de minute, hai? X super, X, asta în alfabet rău. X superb televiziunz, mamă ce nume avem aici. Ai iubită? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Întrebarea de la Ana. Ana, ce face Ana de pe live-ul lui Kyo? Și întrebarea e logic, cum te-ai împrietenit cu Kyo? Bă, cum am împrietenit eu cu Kyo? Deci, știu că făceam legit taking mai de mult
Și la un video, mi se pare că mi-a comentat, bine, eu îl știam pe Q dinainte, dar mi-a comentat la un video, bă frate, dă-mi și mie Facebook-ul tău să vorbim. Și l-am dat, m-a adăugat și de atunci am început să vorbim și de atunci așa dat seama ce persoană retardată îs. Și cam asta e o prietenie de succes la mine. Da, așa m-am prietenit cu Q. Deci, i-am dat Facebook, m-a adăugat, am vorbit. Întrebare de la Deniz. Dacă Ana are mere, te referi la Ana. Ce pui mei grișcă, ai de cap mă retardată-s. Dacă Ana are mere și merele o au pe Ana. Bă, glume de astea făceam eu când aveam 8 ani. Deci ar trebui să spun un semn de întrebare chestia asta. Dar hai să trecem peste. Pentru că omul ne-a lăsat 3 întrebări. 2. Câți ani ai? Am 15 ani, frate, am făcut pe 10 august. V-am mai zis și o să vă zic în continuare, pentru că mulți mă întrebați. Mai ești virgin? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just... Bă, să mor tu, că asta e ultima, nu cred, mă. Asta e ultima întrebare. O merge, bări, o merge, o merge. Bă, ba da, mă. Mai avem, pula mea. Ba, nu mai avem, bă. Da, bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod de Q&A. Dacă mai aveți episoadele genul, dați și voi, frate, un dislike la acestui video, să strângem 5.000... Nu, bă, un like acestui video, să strângem 5.000 de like-uri. Chiar dacă o să strângem maxim un like. Dați și voi, frate, de acolo să strângem. Și noi ne vedem data viitoare. Salut! Băi, oricând că se uită vecinul la mine să-mi bag piciorul.